Vreau să vă rog să vă continuăm să prezența Domnului și hai să deschidem cuvântul Sfânt al Scripturii, Evanghelia din Salutările și Trei Mântii Primire, noi sunt și versetele pentru seara aceasta, în sala înaintea Domnului. Închinările este închinarea înaintea Domnului prin cântare, prin rugăciune și doresc să Dumnezeu să ne viață în îndurare. Hai să vă rog cuvântul Domnului. La final v-am dat o rugăciune comună și la final rugăciunii comune rog un tânăr de la Domnul Domnului să rămână înaintea Domnului, cerând binecuvântarea Domnului pentru domața aceasta. Primele 12 versete de la Psalmul 33. Nepregătiților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană de șoade, binecântare de laudă. Lăudați pe Domnul cu har, lăudați-l cu alăuta cu dece porți, cântați o cântare nouă, faceți să răsune porțile și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Lăudați-l pe Domnul. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea Domnului. El îngrămădește apele mări într-un morman și pune adâncurile în grămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ea ființă. Amin. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, să dărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuie pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice poporul la care Dumnezeu este Domnul, ferice poporul pe care și-l alege El de moștenire. Amin. Amin. Ne închidem Domnului.